Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea. Eu sunt Maia și astăzi o să facem o rețetă specială cu crustacei de mare. Sunt foarte frumoși, foarte mari, de aceea m-am gândit să împărtășesc cu dumneavoastră această rețetă. Haideți să vedem ingredientele și modul de preparare. Eu am aici 14 crustacei, sau aici se mai cheamă și cicale de mare, canochie, 200 de grame de pâine pe care o să o frulez, 200 de grame de roșii sherry, puțin ulei de măsline, circa 50 de mililitri, 3 căței de usturoi, o lămâie, un smoc de pătrunjel, 2-3 frunze de busuioc, puțin origan, piper negru după gust, o jumătate de pahar de vin alb și puțin delicat. O să frulăm pâinea. După cum vedeți, pâinea am lăsat-o un pic mai mărișoară, nu este cum este pe smetul. O să pun usturoiul. O să pun și pătrunjelul tăiat mărunt. Pun puțin piper negru, puneți după gust. O să pun și puțin oregan. Delicat. O să rad puțină coajă de lămâie. Pun ulei de măsline. Storc puțină zeamă de lămâie, nu multă. Iar acum o să amestec totul. Acum o să tăiem roșiile în jumătate. Am pregătit tava cu hârtie de copt, iar acum o să pun un pic de ulei de măsline pe hârtie. Și o să așezăm crustaceii. O să pun un pic de ulei de măsline peste ei. Iar acum punem pâinea condimentată. Mie îmi place foarte mult această pâine condimentată și de aceea pun atât de multă, dar dumneavoastră puteți pune mai puțină. Iar acum o să punem roșiile sherry. Punem și frunzulițele de busuioc. Acum o să punem tava la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 15-20 de minute. Am scos crustaceii din cuptor, arată foarte bine. Busuiocul care s-a uscat l-am luat și am pus alt busuioc verde ca să se vadă frumos. Acum o să-i așezăm pe platou. Uitați ce bine s-a făcut. Înăuntru au și ouă. Uitați ouăle. Miroase atât de frumos. E foarte bun. Bonissimo.
Dragii mei, aceasta a fost rețeta de astăzi. Crusta cei la cuptor, uitați ce bine arată. Vă mulțumesc pentru susținere, vă pup și vă îmbrățișez cu mare drag pe toți și să ne revedem și la următoarea rețetă cu bine.